Cu două goluri marcate în partidele jucate în startul de sezon în Liga 1, Adrian Petre începe să se ridice la nivelul care l-a adus în centrul atenției în urmă cu aproximativ 2 ani la campionatul european de tineret. Din păcate pentru el, de atunci atacantul a avut parte numai de experiențe mai puțin reușite la FCSB și UTA Arad, însă speră ca Gheorghe Hagi să-i relanseze cariera la Farul Constanța. Mă simt foarte bine, e un grup foarte bun, e o atmosferă foarte bună în echipă. Sunt foarte bucur că am reușit să ajung aici și sper să facem o treabă bună și să ne bucurăm suporterii cu victorii. Anul ăsta cred că e singurul an care mi-am propus un număr de goluri și cred că îmi va face bine pentru că nu va exista nicio presiune din partea mea pe mine. Sper să-mi ajut echipa în primul rând, sper să câștig cât mai multe meciuri. Dacă zic să-mi scriu foarte bine, dar nu mi-am propus un număr de goluri, eu îmi doresc să fac o treabă bună și să demonstrez că pot să joc la față. În vârsta de 23 de ani, Adrian Petre a înregistrat o scădere evidentă a cotei de piață în ultimii ani. Evaluat la 1,5 milioane de euro în urmă cu 2 ani, cota sa este acum doar la 450.000 de euro. De la venirea sa la Farul Constanța, el a fost folosit în toate meciurile din acest sezon al Ligii 1, însă numai o dată din postura de titular.